Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și vorbim azi despre retragerea aureliană și părăsirea Daciei de către romani. Când a început declinul Imperiului? Declinul Imperiului Roman e asociat de către autorii de specialitate evenimentelor ce au marcat secolul al III-lea, îndeoseb haosului determinat de perindarea pe tronul Romei a multor împărați care reușeau să dețină sceptrul scurtă vreme. Mai mult decât atât, Imperiul se confrunta la un moment dat cu bizara situație în care zeci de generali au fost proclamați împărați în diferite zone ale stăpânirii romane în funcție de interesele personale ale susținătorilor lor și de raportul de forțe rezultat de pe urma anarhiei militare. În general, însă, împărații romani rare ori au avut parte de un sfârșit natural, cea mai mare parte din aceștia murind din pricina actelor de trădare ale celor aflați în imediata lor apropiere, un refren care s-a repetat de altfel cu insistență de-a lungul istoriei la nivelul multor altor imperii regate sau state, fie ele antice sau aparținând lumii moderne. Un alt aspect interesant legat de argumentul declinului și crizei înregistrate în Imperiul Roman în secolul al III-lea se referă la incapacitatea reală de a controla un teritoriu atât de vast, un paradox ce caracterizează de altfel expansiunea romanilor. Cu cât au cucerit mai multe popoare, cu atât le-a fost mai greu să administreze zestrea dobândită de pe urmă lărgirii frontierelor Imperiului. Referitor la evenimentul retragerii romanilor din Dacia, istoricii noștri ne prezintă evenimentele puțin deformat, tratând aceste fapte din punctul de vedere al romanilor și nu al dacilor. O analiză pertinentă a evenimentelor de la începutul mileniilor o găsim în volumul Istorie furată, cronica românească de istorie veche de Cornel Bârsan. Potrivit sursei, retragerea aureliană a fost un eveniment major de natură politică, administrativă și militară, cu importante consecințe economico-sociale și demografice, fără a însemna însă sfârșitul vieții romane. Romanitatea nord-danubiană s-a resimțit prin actul retragerii, care a provocat în Dacia destrămarea structurilor organizatorice romane imperiale. O epocă romană târzie, o romanitate fără imperiu se perpetuează chiar și în Transilvania, pentru a nu mai vorbi de teritoriile care revin în posesia Imperiului Roman în secolul IV. Față de etapa anterioară, cea a secolelor 2-3, evoluția istorică a diferitelor zone carpato-danubiene este acum mai fragmentară. Dobrogea este în continuare pământ roman, apoi bizantin, sudul fostei provincii Dacia va fi reînglobat Imperiului în vremea lui Constantin cel Mare, în timp ce Transilvania rămâne definitiv în afara Imperiului Roman. Șerban Papacostea, Istoria Românilor. O altă teorie mult susținută este faptul că retragerea romanilor s-a făcut în timpul lui Aurelian 270-275 și anume în anul 271, acest lucru fiind dezbătut pe larg, iar figura lui Aurelian transformată într-un erou legendar. Dar se pare că istoria nu e chiar așa cum și-au imaginat-o cercetătorii și istoricii români și străini. Din păcate, ne lipsesc foarte multe documente pentru a putea argumenta mai bine fenomenul retragerii militare romane, cauzele care au dus la această decizie, modul în care s-a făcut și efectele care au survenit asupra civilizațiilor dacice și romane. Să ne punem întrebarea care este motivul pentru care nu avem informații despre viața băștinașilor din provincia romană Dacia, care au stat sub ocupație timp de 165 de ani, știm faptul că romanii aveau obiceiul de a-și nota evenimentele majore. Unde au dispărut documentele militare care trebuiau să ne aducă dovada veșnicelor răscoale și revolte ale băștinașilor împotriva administrației romane? Unde au dispărut registrele de evidență a băștinașilor plătitori de impozite către statul roman? Unde au dispărut scrisorile de cancelarii întocmite la Roma și adresate guvernatorilor provinciei dace, aferent la evenimentele petrecute în provincie și la măsurile dictate de împărați? Acestea s-au pierdut, s-au făcut pierdute, s-au distrus din neștiință sau cu știință, sau sunt ascunse în cine știe ce arhive și biblioteci, despre care nici măcar nu știm, din interesul negării existenței și continuității poporului român. Din puținătatea documentelor și a dovezilor existente vom încerca să vă prezentăm situația de fapt a provinciei romane Dacia, supranumită și Dacia Felix, Dacia Fericită, în raport cu Imperiul Roman și cu vecinilor dacii liberi în Tulburian 265-270. După moartea lui Decebal și ocuparea treptată a Daciei, marea majoritate a populației civile
va rămâne sub ocupație romană, continuându-și viața de zi cu zi. Bineînțeles că unii dintre aceștia, în special cei tineri, vor alege calea bejeniei, refugiindu-se în nord la dacii mari și la costoboci sau la carpi. Intrarea Imperiului Roman într-un declin politic și economic, începând încă de pe timpul lui Hadrian, 117-138, vor obliga administrația romană să-și mărească cuantumul taxelor și impozitelor în provinciile ocupate. Ocupația romană pentru daci însemna privarea de libertate, fiind obligat să se conformeze noilor reguli ale stăpânirii. E cert că aceștia nu acceptau în sine această situație, drept dovadă că revoltele și răscoalele dacilor din provincie vor izbucni imediat după ocuparea romană. Necesarul de bani pentru întreținerea armatei imperiale și asigurarea siguranței granițelor va fi apăsătoare pentru băștinașii daci, care se vor vedea puși în fața unor măriri permanente de taxe și impozite, care vor duce și acestea la escaladarea conflictelor interne cu administrația și legiunile romane. Provincia Dacie era înconjurată pe trei părți de dacii liberi, la est de dacii panonici, la nord de dacii mari și costoboci, iar la est de carpi. Aceștia nu vor accepta niciodată ca parte din regatul dac al lui Decebal să rămână încorporată în Imperiul Roman, dovadă fiind veșnicele lor atacuri împotriva romanilor. Puși în fața ostilității dușmănoase a dacilor din provincie, a invaziilor costoboce și carpe în provincie, dar și amenințării invaziilor goților, sarmaților iazigi, vandalilor, roxolanilor, bastarnilor, de multe ori, aliați cu carpii sau costobocii, romanii încep să realizeze că provincia Dacia nu mai poate fi apărată, ajungând la soluția că granița naturală a fluviului Dunărea poate asigura securitatea Imperiului. Retragerea romană din Dacia nu s-a făcut în cursul anului 271, cum doresc să ne prezinte istoricii, ea a fost un fenomen de mai lungă durată. Romanii trebuiau să-și retragă în primul rând administrația pentru a-i proteja de furia ulterioară a băștinașilor, ori o retragere a civililor nu seamănă cu o retragere militară, fiind de mai lungă durată. O retragere bruscă a funcționarilor putea provoca haos în provincie, atât din punct de vedere administrativ cât și economic. Să nu uităm că romanii aveau mari interese în industria de exploatare a sării, a minereurilor feroase și neferoase, dar mai ales a aurului și argintului. Aceste zone de exploatare neputând fi închise și părăsite peste noapte. Totodată, retragerea haotică, părăsirea dintr-o dată a provinciei, ar fi creat o invazie a triburilor sarmatice și germanice pentru ocuparea ținuturilor, ceea ce ar fi dus la mutarea graniței migratorilor direct la Dunăre, ceea ce nu era de dorit de către romani. E mai mult ca sigur că această retragere să se fi pregătit cu mult timp înainte, ducându-se tratative cu dacii liberi, cei care vor prelua teritoriul imediat după totala retragere romană. Începutul retragerii romanilor din Dacia se va declanșa încă din vremea lui Gallienus, 259-268. Domnia lui a fost greu încercată de uzurpatori generali care s-au auto-intitulat împărați pe diferite provincii. Cunoaștem situația din Moesia și Panonia sub conducerea lui Ingenuus și Regalianus, ultimul reușind să devină aproape autonom de Imperiul Roman. Pe lângă aceasta se adaugă veșnicele invazii ale carpilor, goților, sarmaților iazigi, roxolanilor și alții. E mai mult ca sigur că dacii liberi au intrat în provincia Dacia începând să reocupe ținuturile, în special cele aflate la nord și est în zonele montane. Această stare și evenimentele anilor 265-268 sunt precizate cu amănunte de mulți dintre scriitorii și istoricii latini sau greci, aceștia prezentând o retragere forțată obligată a romanilor din provincia Dacia. Gallienus împreună cu fiul său Saloninus, căruia îi dăduse titlul de cezar, el, Gallienus, adusese statul roman aproape de marginea prăpastiei, astfel încât goții care înaintaseră nestingheriți prin Tracia au ocupat Macedonia, Ahaia și ținuturile învecinate cu Asia și fiind pierdute teritoriile de dincolo de Dunăre pe care le câștigase Traian. Sextus Aurelius Victor, despre împărați. Și Gallienus a fost proclamat cezar de către senat la Roma, Dacia pe care Traian o alipise imperiului dincolo de Dunăre a fost pierdută. Grecia, Macedonia, Pontul, Asia au fost devastate de goți, Panonia a fost pustiită de către sarmați și gvazi. Eutropius, Breviarum ab urbe condita.
Traian i-a învins pe dacii lui Decebal și a transformat în provincie romană teritoriul Daciei de dincolo de Dunăre. Aceasta are în jur de 1 milion de pași, dar în timpul împăratului Galienus ea a fost pierdută. Rufius Festus, scurtă istoria poporului român. După aceasta, pe dacii din ținuturile de dincolo de Dunăre, care au o întindere de 1 milion de pași, i-a prefăcut în provincia Traian în timpul domniei sale, după ce regele lor Decebal a fost omorât. Galienus însă le-a pierdut în timpul domniei sale, Iordanes, faptele romanilor. Această retragere va continua și finaliza în timpul împăratului Aurelian, 270-275. Grecia, Macedonia, Pontul, Asia sunt inundate și distruse de năvala goților, iar Dacia de peste Dunăre e răpită pentru totdeauna. Quasi și marcomanii pustiesc panoniile, Paolo, Orosius, Historiam adversus Paganos Libri Septem. Deoarece toată Iliria și Moesia erau devastate și numai spera să o poată păstra, el, Aurelian, a golit provincia Dacia pe care o crease Traian dincolo de Dunăre. Romanii, pe care i-a scos de pe ogoarele și din orașele Daciei, i-a așezat în partea de mijloc a Moesiei. Și astfel, provincia Dacia este acum în dreapta Dunării, pe când înainte fusese în stânga ei. Eutropius Breviarum ab urbe condita. Iar Aurelian, după ce i-a mutat de acolo pe romani, a creat 2 daci în regiunea Moesiei și Dardanii, Rufus Festus, scurtă istoria poporului român. Văzând că Iliria a fost devastată, iar Moesia pierdută și nemai sperând să mai poată păstra Dacia transdunăreană, provincia care o crease Traian, el a părăsit-o și a retras armata și pe provinciali. Populațiile pe care le-a scos întrânsa le-a așezat în Moesia și a numit-o Dacia sa, provincia care acum desparte cele 2 Moesii, Historia Augusta. Împăratul Aurelian, rechemând de acolo legiunile, le-a așezat în Moesia și acolo, într-o parte a acestea, a întemeiat Dacia Mediteranea și Dacia Ripensis, la care a adăugat Dardania, Iordanes, faptele romanilor. Dioceza Daciei, Dacia Ripensis și Dacia Mediteranea. Analizând textele care prezintă retragerea romană din Dacia, vom constata că legenda retragerii întregii populații din Dacia nu stă în picioare. Afirmația istoricului roman Eutropius, secolul IV, e preluată de către istorici doar parțial. El, Aurelian, a golit provincia Dacia, fără continuarea care de fapt specifică pe cine a scos Aurelian din Dacia. Romanii pe care i-a scos de pe ugoarele și din orașele Daciei i-a așezat în partea de mijloc a Moesiei. Informația e susținută și de alt istoric roman, Rufus Festus, secolul IV, care ne transmite aceeași concluzie. Iar Aurelian, după ce a mutat de acolo pe romani, a creat 2 daci în regiunea Moesiei și Dardanii. În lucrarea Historia Augusta, cronicarii menționează că Aurelian a retras din provincia Dacia armata și pe provinciali. Acești provinciali nefiind decât funcționarii imperiali romani care trebuiau puși la adăpost de furia băștinașilor. Iordanes, secolul VI, în baza unor documente mai vechi, la care avusese acces, confirmă și el faptul că împăratul Aurelian, rechemând de acolo legiunile, le-a așezat în Moesia și acolo, într-o parte a acestea, a întemeiat Dacia Mediteranea și Dacia Ripensis, la care a adăugat Dardania. Niciun text nu pomenește despre o mutare în masă a dacilor la sud de Dunăre. O astfel de mișcare populațională de mari proporții e imposibil să nu fi fost menționată în scriptele cancelariei romane sau în lucrările istoricilor. Părăsirea Daciei de către romani era văzută de către daci ca și o cale spre libertate și independență, aceștia nesimțind nicio amenințare din partea neamului lor de dincolo de graniță, dacii liberi și nici chiar față de celelalte popoare migratoare care îi înconjurau. E adevărat că în provinciile imperiale de margine, populația n-a văzut în prezența barbară o nenorocire. Sunt suficiente izvoarele antice în care se arată că, în multe cazuri, populația de rând a preferat stăpânirea barbară a administrației romane. Medieviști de mare faimă au dovedit în ultima vreme că năvălirile barbarilor n-au însemnat un dezastru, n-au provocat spaimă și oroare imaginată de istoricii romantici. Dările impuse de regii barbari populației cucerite de ei sunt mult mai mici în comparație cu impozitele percepute de fiscul roman. În afară de aceasta, abuzurile săvârșite de funcționari imperiali care nu puteau fi riguros controlați au fost izvorul multor nemulțumiri. De aceea, oamenii de rând care nu cunoșteau și nu se bucurau de binefacerile civilizației romane preferau autoritatea barbară.
Iosif Constantin Drăgan, mileniul imperial al Daciei. Dar dacii din provincie nu vor avea de suportat o nouă ocupare străină. Federația Dacilor Liberi, care va prelua controlul provinciei, nu va veni în calitate de invadatori, ci în calitate de frați apropiați. Istoricul creștin Paolo Orosius, 375-418, confirmă acest lucru. Dacia de peste Dunăre este răpită pentru totdeauna. Această răpire nu a putut fi făcută decât doar de către dacii liberi. Pentru a nu știrbi prea mult prestigiul Imperiului Roman, împăratul Aurelian creează la sud de Dunăre provinciile Dacia Ripensis și Dacia Mediteranea, care mențin cel puțin teoretic aparența integrității Imperiului. În aceste provincii nou înființate vor fi mutați funcționarii romani, parte din legiuni, dar probabil și acei daci care în decursul timpului au colaborat cu romanii și au preferat surghiunul decât moartea. O altă teorie, susținută de către unii istorici, este intrarea goților în Dacia după părăsirea acesteia de către romani. Nu există nicio dovadă arheologică sau documentară care să confirme prezența goților în Transilvania înainte de anii 300. Goții, aliați cu carpii, nu și-ar fi permis să-și încalce înțelegerile cu aceștia și, în acest caz, nu ar fi putut avea pretenție asupra lor în stăpânirea Daciei romane. E mai mult ca sigur că părăsirea Daciei de către romani să fi fost obiect al tratativelor dintre Federația Carpilor și Împăratul Aurelian. Carpii și alte triburi ale dacilor liberi vor prelua fosta provincie romană, refăcând Marea Dacie de pe vremea lui Decebal. Un alt obiect al tratativelor a fost probabil și obligativitatea carpilor de a nu-i ataca pe romani, aceștia putându-și păstra granița la Dunăre în condiții de deplină securitate, obligativitate pe care romanii ar fi susținut-o prin plata unor subvenții către aceștia. Lipsa documentelor ne permite doar să presupunem despre existența unei înțelegeri a carpilor cu romanii în virtutea faptului și a evenimentelor ce vor urma după retragerea romană din Dacia. Încercând să explice motivele pentru care Aurelian a hotărât abandonarea provinciei Dacia, unii cercetători englezi și germani, Gibbon, Watson, Corner, pun în balanță și faptul că acesta era de origine dacă. Lucius Domitius Aurelianus s-a născut la 9 septembrie 214 sau 215 la Sirminum, Sfrenska Mitrovica, provincia Voivodina în Serbia, sau după alți istorici la Serdița, Sofia, Bulgaria. Tatăl său a fost un dac luat prizonier de către romani, dus în Moesia și probabil vândut ca rob. Ajuns slujitor al unui senator pe nume Aurelius, al cărui nume îl va prelua, își va crește fiul în spiritul ordinii și disciplinei. Aurelian se va căsători cu Ulpia Severina, despre care istoricii afirmă că era tot de origine dacă și cu care va avea o fică. Urmând calea armelor, fire disciplinată și foarte energică, bun organizator militar, dar aspru comandant, Aurelian va avansa de la soldat la comandant de legiuni, general și împărat. Caracterul lui ne este dezvăluit într-o scrisoare adresată unui prieten. Dacă vrei să fii într-adevăr tribun, sau mai bine, dacă vrei să trăiești, ține-i în frâu pe soldați. Nimeni să nu fure un pui străin, nimeni să nu se atingă de o oaie străină, nimeni să nu pretindă de la cineva ulei, sare sau lemne. Fie cine să se mulțumească cu porția sa de hrană, prada să o aibă de la dușman, să nu stârnească lacrimile locuitorilor provinciei, armele lui de apărare să fie întotdeauna curate, armele de atac ascuțite, încălțămintea în stare bună, haine noi să le înlocuiască cu cele vechi. Solda să-și o păstreze în chimir, nu la cârciumă. După moartea împăratului Claudiu al II-lea în anul 279, Aurelian va fi numit de către legiuni împărat al Romei. A guvernat ca un suveran absolut fără senat, căruia nu i-a mai permis să emită monedă. Personalitate inteligentă și energică, dar și dictatorială, s-a auto-intitulat Dominus et Deus, împărat și zeu în același timp. Va lua decizia abandonării Daciei fără să fie contestat sau împiedicat de senat sau ceilalți generali comandanți. Care a fost motivația lui Aurelianus, ca și dac, de a oferi libertatea dacilor din provincie? A existat oare o legătură între Ingenuus, dacul care avea să se răzvrătească împotriva autorității împăratului roman Gallienus, Regalianus, care va conduce provinciile Moesia și Panonia, fiind ales ca împărat de conaționalii lui, și Aurelianus, cel care îi va elibera practic pe daci? Nu putem ști,
documentele vremii nu ne aduc nicio informație în acest sens și poate, dacă ar fi existat vreo legătură, aceasta ar fi fost într-atât de secretă încât nu ar fi ajuns la urechea romanilor și nici a istoricilor. Și totuși, Aurelian va avea conflicte cu Carpi. În anul 273, la 2 ani de la abandonarea provinciei Dacia, Carpii vor ataca Imperiul Roman, invadând Moesia Inferior. Care a fost motivul acestui atac, nu-l cunoaștem. Posibil, neonorarea obligațiilor bănești promise acestora, posibil, cei care au atacat, făceau parte dintr-o altă uniune de triburi carpice care nu fuseseră primite la masa tratativelor din 271. Cert este că Aurelian îi va înfrânge pe aceștia și îi va obliga să se retragă la sud de Dunăre. În urma acestei victorii, Aurelianus va fi numit Carpicus Maximus. La doar 2 ani de la atacul carpilor, în anul 275, Aurelian va intra în conflict cu triburile dacice din Panonia, provincie care va rămâne până în anul 408 sub ocupație romană. Înfrângându-i și pe aceștia, împăratul își va acorda titlul de Dacicus Maximus. Aurelian va sfârși însă asasinat la Bizanț de către propria gardă pretoriană în urma unui complot declanșat de secretarul său în anul 275. Prieteni, pentru mai multe informații, vă recomandăm site-ul istoriefurata.istorieveche.ro. Sunt Cristian Alexandrescu și vă spun ca de obicei, pe curând!